Este cunoscut în România ca și content creator, iar în fiecare zi își alocă multe ore pentru munca ei. Iar pasiunea ei a adus-o departe pentru că a reușit să aibă cel mai vizualizat videoclip de pe Instagram, depășind 92 milioane de vizualizări. Ei bine, toată povestea din spatele reflectoarelor o puteți asculta în curând. Rămâneți cu noi pentru că un nou episod Crispy Around the World începe în 3, 2, 1... Revenit la un nou vlog aici la Crispy Around the World Carpool Edition. Ei bine, este vremea minunată pentru vlog și pregătiți-vă pentru că multă energie pozitivă începe să vină chiar de acum spre voi. Fiți pregătiți pentru că astăzi urmează să intrăm în lumea creatorilor de conținut. Ei bine, invitata specială care urmează să vină lângă mine face asta de foarte mult timp și munca ei zilnică și pasiunea ei au adus-o foarte departe. A adunat lângă ea peste 300.000 de oameni minunați și a reușit să aibă cel mai vizualizat videoclip de pe Instagram, depășind 92 de milioane de vizualizări. Iar asta este doar începutul, pentru că nu ne oprim aici. Urmează să aflăm tot ce se află în spatele reflectoarelor, tot ce se află în spatele camerei, pentru că în curând o să o am alături de mine pe Șerban Lorena, care de-abia aștept să vină, să o primim cu căldură și să începem totul de la început. Rămâneți cu noi pentru că vă așteaptă un vlog cât se poate de interesant și multă energie pozitivă vine către voi. Bine ai venit! Bine ai venit! Bine v-am găsit pe tine și personalitățile tale. Mulțumesc! Bună vlog! Bun! Ce faci? Deci cum ești? Așteptam să vin aici. Păi, să povestesc cu tine. În primul rând vreau să-ți mulțumesc din inimă că mi-ai acceptat invitația. Cum are drag. Și am zis că o să intrăm în lumea creatorilor de conținut astăzi. Hai. Deci să începem cu începutul. Așa, să începem cu începutul. Da. De unde a plecat pasiunea asta? De unde a plecat dorința de a face chestia asta? Ca să începem cu începutul, eu nu am urmărit niciodată să ajung unde sunt acum, nu a fost asta scopul meu, tocmai de asta cred că am și prins la oameni, pentru că s-a văzut că nu fac asta cu vreun scop anume, să fac bani sau mai știu eu ce, ci o fac din pură plăcere. Ideea e că am început să devin mai cunoscută în momentul în care am început să răspund la întrebări pe Ask FM. Acolo am început și am început să fiu mai populară pentru că am fost anorexică. M-am înfometat pentru că mă afectau foarte mult comentariile colegilor mei care îmi spuneau că, colegilor mei de general, care îmi spuneau că am fundul cât Asia și că sunt balenă și strigau prin clasă Lorena Balena și din astea. Wow, deci comentariile răutăcioase te-au făcut să iei o decizie care te-a pus în pericol, ți-a pus în pericol sănătatea. Da, cam așa ceva, asta s-a întâmplat și oamenii au început să fie atenți la ce fac, cum fac, pentru că am slăbit foarte mult. După aia, evident, m-am dus la medic, m-au dus părinții mei și am început să mă îngraș pentru că am început să iau tratament, luam o grămadă de pastile antidepresive și tot felul și am început să mă îngraș pentru că a fost un șoc hormonal pentru mine și a venit și mai multă atenție asupra mea pentru că am început din nou să slăbesc și de data asta am zis că vreau să o fac sănătos. Și atunci oamenii se uitau la ce postez, postam, ce mâncam, ce exerciții făceam și așa mai departe, asta pe Ask. După care mi-am mutat comunitatea pe Instagram unde a crescut și mi-am dublat comunitatea, poate chiar triplat datorită TikTok-ului. Deci, cumva, încă de la început, oamenii au venit alături de tine pentru că... Am crescut cu ei. Da, și influențai într-un fel de... Le ofereai, cumva, un exemplu de stil de viață. Da, exact, exact. Și prin ce ai trecut, este un lucru care probabil i-a atras pentru că mulți se regăsesc în... Eu, din suflet, îmi doresc să nu se regăsească mulți, dar, din păcate, se cam regăsesc fete în general, dar și băieți. Eu am trecut prin asta, nu doresc nimănui, însă și dacă se ajunge acolo, mereu am sfătuit oamenii să nu
mai aplece vorba nici, urechea niciodată la vorbele oamenilor, pentru că niciodată nu-i poți mulțumi. Când ești prea slab, da, ești prea slab, dacă ești gras, ești prea gras, nici cum nu-i bine. O faci pentru tine oricum. Dar uite că toate comentariile și toată perioada prin care ai trecut, care a fost dificilă atunci, te-a ajutat să ajungi ce ești astăzi. Pentru că poate fără experiența asta oamenii nu ai luat decizia aia să influențezi oamenii. Uite că eu am trecut prin asta, hai să vă ajungi pe voi. Exact. Pentru că de aici cred că a plecat tot. Tu ai vrut să ajuți oameni care trec prin aceleași lucruri ca tine. Da, tocmai de asta m-am și înscris la facultatea de, adică la UMF, la nutriție, la Cluj. Asta mi se pare incredibil de fain, pentru că prin ce ai trecut tu, te-a făcut să spui nu pot să mai las pe altcineva să treacă prin ce am trecut, da, eu, și tu ai început să, și te-ai dus la facultatea asta ca să ajuți oameni, da, să le fie mai ușor și să fii pentru ei acolo, să fii nutriționist. Una dintre dorințele mele era să îmi deschid nu neapărat o clinică, dar o casă. La noi nu există în România o casă care să aducă persoane cu eating disorders. Wow, cât de tare. Și cumva să le trateze. Ar fi o colaborare între un nutriționist, un medic, bineînțeles, un psiholog, pentru că până la urmă pleacă și de acolo. Sunt boli care au impact psihologic foarte mult. No, asta ar fi și încă este, doar că cred că aș putea să fac asta doar mai încolo în viitor. Cât să de vedem. Tare, cât de tare. Dar rămâne în picioare ideea mea. Wow, cât de tare. E incredibil și de-abia aștept să o faci. Cândva. Și cu siguranță o să se întâmple dacă îți dorești. Acum să revenim la ce se întâmplă acum. Ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă acum este că ai atras lângă tine o comunitate foarte mare de oameni, peste 300 de mii de oameni. Da. O comunitate frumoasă și munca ta se vede că este apreciată și vreau să vorbim despre asta. Ce se află în spatele postărilor? Câte ore de muncă, dedicație? Eu gândesc în content. Eu mă uit acum, văd copacul ăla, copacul ăla poate ar arăta bine într-o poză. Gardul ăla e tare răguț, aș putea să filmez aici ceva. Deci eu așa am setez mintea. Eu adorm gândindu-mă cum să fac video-ul ăla care mi-a fost propus sau cum să fac campania asta să fie mai specială. Wow. E obositor. Wow. E obositor, dar e și frumos și până la urmă fac ceea ce îmi place și oricum poze făceam și înainte. Mm-hmm. Că pot să câștig și bani din asta, e un plus. Am văzut că nu te oprești doar la poze și nu te oprești, da, doar la video. Conținutul tău se duce și pe partea de make-up, pe partea de artă, am văzut foarte, da, mult. Da. Cum faci să ai în fiecare zi idei noi și să știi că nu te blochezi, să zici mamă, nu mai am idei, și pentru că comunitatea ta așteaptă de fiecare dată ceva nou și ceva mai bun și mai frumos. Ideea e că eu mereu am zis că eu încerc să le fac pe toate. Nu le fac perfect, că și dansez, și machez, și pozez. Nu le fac perfect, nu fac nimic perfect, dar important e că le fac. Având în vedere că am atât de multe, adică nu sunt doar pe o nișă, nu sunt doar make-up. Având în vedere că am așa o mare deschidere, mi-e ușor puțin să jonglez între ele și să aduc mereu ceva nou. Și uite așa, în spatele a tot ce vede comunitatea ta de fiecare dată nou, stai tu care le gândești în fiecare noapte, te concentrezi în fiecare noapte, te trezești. Am vorbit cu tine până la 3. Până la 3, pentru că încă aveai de editat un video. Da. Și știu cum e cu dedicarea, pentru că și eu înainte cu o seară am stat până la 4 să editez un video. Deci e wow, sunt în spatele la tot conținutul ăsta, sunt ore de muncă. Da. Și asta vreau să vorbim, da, pentru că poate nu te-au cunoscut așa oamenii și să, da, poată cred că face acum. Chiar este prima dată când fac genul ăsta de interview, vlog. E prima dată când am zis da unei astfel. Nici n-am avut propuneri, mulțumesc până acum. Mă bucur mult că sunt și primul și mă bucur că chiar au posibilitatea oamenii să cunoască adevărata și adevărata Lorena, față a Lorenei. Pe tot parcursul ăsta în care ai crescut și ai adunat lângă tine o comunitate frumoasă de oameni, au existat momente în care te-ai gândit să renunți? Nu m-am gândit niciodată să renunț și asta e o chestie cu care mă mândresc. Pentru că ți-am spus, eu nu făceam poze pentru
vreun scop anume pentru a deveni jobul meu, ci eu le făceam de plăcere. Așa că mă îmbrăcam frumos, ieșeam afară, îmi făceam mama două poze. Ce să renunți? Că până la urmă îți făceai și tu poze. Da, da. Oricine își face câte o poză. Exact. Faptul că la mine erau și foarte apreciate de oameni a fost un plus. Singurul moment de cumpănă, ca să zic așa, a fost atunci când am trecut printr-o despărțire și prietenul meu, fostul meu prieten, îmi făcea pozele și videourile și mi-a fost foarte frică. Am ridicat cumva nivelul pentru că el era fotograf și m-am gândit că, băi, acum că nu o să mai fie el, poate contentul meu nu o să mai fie atât de bun. Uh-huh. Dar m-am ambiționat și le-am făcut și mă simt foarte mândră de mine că am putut să continui pe acest nivel sau poate chiar să-l ridic. Și într-adevăr faci o treabă foarte faină. Mulțumesc. Wow, te felicit pentru asta. Oamenii vin la tine să le faci reclamă. Da. Clienții, hai să le spunem așa. Clienții, da. E ca și cum ai o firmă de marketing și tu te ocupi lansarea proiectului, produsului. Da. Și în spatele ăsta tu vii cu idee, tu vii cu cameră, tu vii cu, cu conținut și cu oamenii, cu comunitatea ta pe care poți să îi ajuți pe oameni să-și promoveze conținutul și produsul. Exact. Ceea ce mi se pare wow. Eu sunt o echipă întreagă. Wow, da, exact. Eu sunt un om și sunt o echipă întreagă. Eu și mami, pentru că mami e angajată la firma mea. Hai să trecem la asta. Deci tu ai firmă. Da, am firmă. Ce înseamnă să fii cu adevărat content creator și ce înseamnă să promovezi toate lucrurile astea și până la urmă să ajungă un job al tău? Da, păi ideea e în felul următor. Ca să poți face lucrurile corect, am firma mea, plătesc impozit ca toată lumea. Este o firmă mică, evident, pentru că sunt la început, dar și ceea ce fac eu este legal. Tot ceea ce facem noi, influencerii sau content creatorii, cum vrei să spui, dacă o faci la un anumit nivel, este legal, adică trebuie să fie legal. Da, exact. Mi-am deschis firmă și am intrat și eu cu picioarele în viața de adult pe bune, cu plătit taxe contabilă, mers colo și dincolo, TVA și așa mai departe. Da. Și ce pot să zic, nu știu, să faci chestia asta la 22 de ani mi se pare wow. Wow, adică eu stau să mă gândesc că băi, am 22 de ani și am ajuns atât de departe. Uite, despre asta vreau să vorbim pentru că comentariile pe care le-ai primit probabil nu sunt neapărat răutăcioase, ci... O, sunt răutăcioase. Da, dar în spatele lor poate stă doar neștiință, pentru că clar. Nu se știe perspectiva asta a celor care promovează și nu se știe ce se află în spate. Ceea ce nu se știe atunci foarte mult de către oameni este că aproape toți influencerii care o fac la un nivel înalt au firmă și lucrează ca o companie de marketing, cum ar veni. Da. Plătesc impozite, plătesc taxe și oameni angajați. Plătesc oameni și angajați care sunt echipă. Da. Și toate lucrurile astea sunt exact la fel ca un adevărat job. Da. Iar asta poate nu este cunoscută și de aceea este privită cu alți ochi, pentru că oamenii nu știu exact, cred că nu este la fel ca un alt job și nu o iau chiar atât de serios. Eu n-am decât să mă bucur că am fost aleasă să pot să fac lucrurile astea, pentru că eu așa mă consider. Că sunt binecuvântată și că am fost omul potrivit la momentul potrivit și fac lucrurile astea cu cel mai mare drag. Wow, cât de frumos ai spus. De ce ai nevoie ca să duci contentul la un alt nivel și să faci ceea ce faci tu? Măi, acum eu nu zic că cu un telefon nu poți face tot, pentru că e posibil și există N exemple. Însă eu am vrut să aduc în România totuși și alt fel de content, nu doar filmat cu telefonul sau pozat cu telefonul, selfie și așa mai departe. Și m-am hotărât că vreau să investesc în asta. Nici nu ai idee de cât de multe lucruri ai nevoie pentru a face un clip de 15 secunde. Toate lucrurile acestea sunt de fapt investiții și sunt investiții pe care le faci în timp, pentru că nu poți totodată, îți dai seama în momentul în care ajungi să faci și profit. Deci totul funcționează ca un adevărat job, ca o adevărată firmă. Ca un antreprenor. Ești un mic antreprenor, se poate spune. Sunt un... Eu, însă, sunt un brand până la urmă.
și investesc în brandul Râna Sherman. Bravo și felicitări. Și până să ajungi să faci din totul, din tot ceea ce este o firmă și un job, da, au fost multe ore de muncă și dedicare, după cum am spus, și o sore pe de fiecare dată. Și manifestare. Și e de apreciat. E de apreciat pentru că nu toată lumea ascultă și povestea asta. Nu toată lumea știe ce e în spatele a tot ce e. Majoritatea zic că ce ți-ai făcut și tu un selfie și ce? Care e chestia? Ce ai făcut așa special? Ei, uite că nu e doar un selfie. Ea aș zice că este doar vârful icebergului și mulți nu văd și ce este sub apă. Dar de asta suntem noi aici, să le spunem. Să le arătăm și să înțeleagă ce este în spate și cum să privească de acum încolo cei care sunt content creatori. Până să ajungi să fie firmă și să existe brandul Lorena Sherban, ai plecat de la un număr de like-uri. O simplă fată, o simplă adolescentă care posta poze. Exact. Hai să vorbim despre câte like-uri aveai la început și câte ai acum și câți urmăritori ai acum. Ok, hai să o luăm așa. O să zic și o chestie mai personală, cumva. Eu dintotdeauna, cum ți-am zis și mai devreme, făceam poze. De fiecare dată când se întâmpla ceva în viața mea mai rău, nu știu, luam o notă mai mică la școală sau eram mai neatentă, nu făceam curat în cameră sau bla bla bla, în condițiile în care mama îmi făcea pozele, să subliniem asta, dădea vina pe asta, dădea vina pe poze. Da. Că Lorena numai la asta se gândește, da, numai la poze, că tu de asta iei notă mică, că numai la poze ți-tă capul. Și în momentele alea, atunci nu, îți dai seama, nu eram, aveam dorința asta și speram din suflet că pot să ajung unde sunt acum sau unde am fost în anii ăștia, ultimii 3-4 ani, și îi spuneam, te rog frumos, mama, ai încredere în mine că pot din asta să fac bani. Și asta voiam să zic, că prima mea 1000 de like-uri am făcut-o, n-am să uit, în 2016. Acum 5 ani. Da, în 2016. Pe Instagram. A fost în aceea zi în care am făcut și 10.000 de urmăritori. Wow! Deci în 2016. Cât de tare! După aia am avut un boom de creștere foarte mare în vara lui 2017. Am intrat la facultate cu 30.000 de urmăritori. Am ajuns, asta în 2017, iar acum în 2020 am ajuns abia la 100.000. Și în 2020, în august. Într-un an ai ajuns la 300. Și într-un an am ajuns, am mai puțin de un an. Am mai puțin de aproape o lună, gen mi s-a dublat, wow. Mi s-a dublat, triplat, mi s-a între dublat și triplat, wow. Comunitatea datorită Reel-ului. Wow. Fantastic. O să ajungem și acolo, pentru că este acolo un subiect foarte, da, tare. Deci ai ajuns de la 10.000 de urmăritori și 1.000 de like-uri la 300.000 de urmăritori și 20, între, bine, depinde, acum fac la toate pozele peste 10.000 de like-uri, între 10 și 20.000. Felicitări. Mulțumesc. Wow. Ajungând la atâția urmăritori și fiind cunoscută în toată țara, ți s-a întâmplat să vină lumea la tine, să facă poze, să-ți ceară autografe. Când s-a întâmplat prima oară, care a fost sentimentul tău? Îți dai seama că a fost frumos, a fost, nu știu, mi-a crescut inima în mine, ce-ai, cum să nu. A fost șocant, în primul rând, pentru că nu mă așteptam. Adică, da, ok, te aștepți să te știe oamenii, poate, și să-și chicotească, să, da, dea coate pe acolo, uite-o pe Lorena sau uite pe mai eu, nu știu cine. Dar în momentul în care cineva își face curajul să vină la tine, e un moment special. Și când le văd, mai sunt fetițe, și zic fetițe pentru că până la urmă am și urmăritoare, mm-hmm, mai mici, preadolescente, adolescente, vin la mine și tremură toate de emoție și eu sunt, băi, dar ce aveți, că sunt om la fel ca voi, nu am nimic, ce frumos, special, n-am piele aurită, n-am nimic, sunt la fel, exact la fel ca voi, și le iau în brațe și sunt gata, nu mai tremura, că n-ai de ce, și e un sentiment foarte, 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 foarte frumos, n-am cuvinte. Cât de frumos, îți dai seama că te văd ca pe un idol, da, al lor, da, și da, da. E incredibil cât de frumos. Chiar este. Și când le primești cu așa căldură, îți dai seama ce impact ai în sufletele lor? Da. Sincer, pentru mine e mai frumos atunci când cineva își face curaj și vine, decât trec pe stradă și ai fost-o pe asta, știi? Da, da, gen, da. Na. Da. E mai, mult mai frumos atunci când vine cineva. Poate am primit de foarte multe ori mesajul, te-am văzut, dar mi-a fost rușine.
Și eu acum pe vlog și... să știe toată așa lumea că cine mă vede și vrea să vină să facă poză cu mine, să vină, pentru că mă motivează și mai mult. Așa, e cumva îți dă un îți vin și cu energie, cu energia da. Pozitivă despre care tot vorbesc. Da. În momentul în care simți că ești apreciată și oamenii îți spun că apreciază ceea ce faci, atunci spui că da, uite, pentru asta o fac și de asta vreau să continui. Cam așa ceva. Am fost și eu persoana aia care s-a dus la una dintre fetele, sau mai multe, dintre fetele din online pe care le urmăream când eram adolescentă. Am fost la Antol, la Ioana Grama, o da, știi, nu? Da. Ea era și ea a fost întotdeauna persoana pe care eu am apreciat-o cel mai mult în online și mi-am făcut poză cu ea. Eram exact ca fetele și acum Ioana mă urmărește și m-a postat pe story-ul ei când am apărut la ProTV și mi-a crescut așa inima în mine că, Doamne, nu deci vine acum să cred. S-a întâmplat. Da, da, nu, bine, deja ne mă urmărește de ceva timp, dar pentru mine în momentul în care mi-a dat follow, eram și eu ca fetițele alea mici, știi? Da. Idolul meu mi-a dat follow, știi? Ceva de genul. Cât de frumos, adică da. Cumva ești așa cu oamenii care vin la tine pentru că și tu ai fost în postura asta. Da. Celebritatea pe care o urmăreai și era un idol pentru tine. Și acum a ajuns să mă aprecieze și ea la rândul ei. Cât de frumos. Da. Cât de frumos, ce îmi place. Și mie. Este un subiect foarte fain, de-abia așteptam să vorbim despre el. Pentru că acum de curând, da, toate canalele și posturile din România au explodat și poate nu doar din România, pentru că ai ajuns internațional, da, prin Reels-ul pe care, prin videoclipul pe care l-ai făcut pe Instagram și a depășit 92 de milioane, da, adică ai depășit-o și pe Kylie Jenner. Da, am fost câteva zile în top cele mai vizualizate clipuri. Între timp, tot pe același trend, o tipă m-a întregut, are 97, nu știu exact. Wow. Dar ideea e că am fost acolo, am fost câteva zile în top și până la urmă 92 de milioane tot e foarte mult. Cum ai aflat și care a fost reacția ta în momentul în care ai văzut ce boom are pe Instagram și că ai depășit-o chiar și pe Kylie? Păi cum am aflat? Nu m-am gândit, bă, m-am zis că, bă, da, ok, am văzut că a trecut de 90 de milioane, că are peste 8 milioane de like-uri, dar nu m-am gândit că, bă, nu mai există altul mai mult decât ăsta. Da. Adică, cu siguranță, cu siguranță mai sunt. Și am dat un search pe Google și am căutat cel mai vizualizat reel de pe tot Instagram. Și mi-a apărut că a fost Lady Gaga și că Kylie Jenner a depășit-o cu videoclipul cu Stormy, cu fetița ei. Și m-am intrat eu să văd ce videoclip a pus și am văzut 77 de milioane și am zis, stai, ce? Și am zis că, băi, da, înseamnă că sunt acolo, sunt în top. Wow, crezi că ea știe? Da, cu siguranță, cred că la asta se gândește. Cred că o să mă sune să-l dau jos ca să fie ea în top. Cine știe, acum ceva timp știu că Bunou a câștigat recordul, da? Multe like-uri. Și probabil și ea știe despre o respectiv, de ce nu? Despre ăla, da, îți dai seama, da, nu, până la urmă eu sunt un nei ca nimeni pe lângă ea. Sigur are o echipă de oameni care au informat-o că Lorena Șerban, o fată din România, a trecut-o. Cine știe. Ideea cu reel-ul e că el nu a fost creat pentru Instagram niciodată. Adică eu l-am făcut pentru TikTok. Mm-hmm. Pentru că e și un cumva, trend pe TikTok. Da, acolo cred că a fost lansat prima dată trendul, ca să zic așa. Clipul ăsta l-am postat prima dată pe TikTok, unde a ajuns doar la 500.000 de oameni, 500.000 de vizualizări. Și am zis, hai totuși să-i dau o șansă și să-l pun și pe Instagram. În prima săptămână, crede-mă, am făcut 100.000 de vizualizări. 100. Da. Și după aia, într-o zi de la 100 a crescut la 1 milion. Efectiv am fost șocată și atât de fericită că am ajuns la 1 milion de vizualizări, că asta mi-era scopul, știi, să-mi ajungă clipul la 1 milion. Pentru că știam că nimeni în România nu are 1 milion de vizualizări la vreun clip. Uh-huh. Și a ajuns la 1 milion. Și a trecut de 1 milion. A ajuns la 1 milion de like-uri. Știam eu, de când s-a dat prin presă, că cea mai like-uită postare din Instagram în românesc e a lui Ștefania și a lui Speak, atunci când s-au logodit, 300.000 de like-uri. Wow! Și eu făcusem 1 milion și am zis, boss, ce ai? Wow, cât de tare! Cea mai like-uită postare din România. Și apoi,
De la 1 milion am ajuns la 10, de la 10 la 20, de la 20 la 60, de la 60 la 90. Wow. Restul e istorie. Wow, chiar așa. Și de atunci toate posturile și toate emisiunile au început să explodeze. Emisiuni. Am văzut că ai fost chemată la foarte multe emisiuni, da. Ai fost chemată să dai interviuri și să povestești despre chestia asta. Da. Mi se pare wow. Mie mi se pare wow pentru că am oportunitatea să aduc în atenție oamenilor că există oameni, există, se poate să atingi. Să atingi măcar pentru câteva zile un record. Poți să faci orice atâta timp cât îți propui și îți dorești cu adevărat. Și tu ai arătat-o și ai dovedit-o că ai reușit să depășești o celebritate din America, o care celebritate, cea mai celebritate dintre celebrități, care este cunoscută la nivel mondial. Ai reușit să o depășești și este wow. Și pot să te găsească oamenii în online. Ce pot să vadă, ce conținut pot să vadă la tine și unde pot să te găsească oamenii? Platformele pe care postez zilnic sunt Instagram și TikTok. Pe Instagram pun. Mă rog, pe Instagram, cum ar fi prin stories, sunt, e ca un reality show. Da, da. Până la urmă un sunt alături de mine, sunt alături de mine și văd ce fac în fiecare zi, cum fac și așa mai departe. Am fashion, beauty, mă rog, beauty, skincare, make-up, postări de viața mea de zi cu zi, pe unde mă mai duc și așa mai departe. Păr, mă rog, tot ce ține de fete. Da, până da, la urmă da. Mai fac, sunt și ambasador Jim Beam și atunci se regăsesc și postări gen sport. Pe YouTube nu postez așa de des, cum am zis și mai devreme, n-am un content nișat. Tot ce văd, ce-mi place, ce mă inspiră, fac, filmez, postez și îi las pe oameni să se bucure de conținutul meu. Și peste tot sunt Șerban Lorena. Ah, perfect. Deci e atât de simplu. Oriunde vă duceți, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, căutați doar Șerban Lorena și o găsiți. De unde ți iei inspirația? Cine te-a inspirat? De unde mi-au inspirația? În primul rând, inspirația mi-o iau de la oameni din aceeași breaslă ca mine, ca să spun așa. Urmăresc fete din România și nu numai, care fac ceea ce fac și eu și le urmăresc îndeaproape. Și mă uit să văd ce anume frumos fac și poate, nu știu, o chestie foarte mică, o secundă dintr-un clip de-a lor mă inspiră pe mine să creez un video întreg. Îmi place foarte mult, cum am zis mai devreme, Ioana Grama, pe Susdiana Negru, o urmăresc, îmi place extraordinar de mult ceea ce face și ea e inspirația mea de video. Și Alina și multe altele. La fel, oamenii care mă inspiră și m-au inspirat de când eram mică, mă uitam la ei și ziceam, uite, vreau să ajung și eu așa. Pe același principiu acum trimit mesaje și îmi scriu și îmi spun cât de mult mi-apreciază conținutul, că e de calitate și e frumos și cumva mă pun acolo în aceeași categorie cu ei și nu pot decât să fiu recunoscătoare și bucuroasă și N-am cuvinte să descriu ce simt când primesc câte un mesaj de la o persoană pe care eu o urmăream când nu mă știa pe mine nimeni. Cât de frumos! Iar acum, pentru că am ajuns la final, adică imediat urmează să încheiem acest minunat vlog. Ce ai vrea să știe oamenii și ce ai vrea să le transmiți oamenilor și copiilor care se uită acum la noi? Cred că asta e cea mai grea întrebare dintre toate pe care mi le-ai pus până acum, pentru că trebuie să gândesc... Să gândesc un pic. Ce-aș vrea eu să știe ei este că trebuie să se iubească, să se cunoască, să petreacă timp cu ei, să vadă cât de prețioși sunt, să nu aplece urechea la vorbele urâte și la tot hate-ul ăsta care există fundat așa în tot ce înseamnă online. Și nu știu, să urmărească oameni și să urmărească conținut care îi face fericiți și care îi inspiră, să asculte de părinți. Și asta e un lucru foarte important, pentru că nimeni nu îți vrea binele așa cum îți vor părinții. Exact. Și să își urmeze visele, să lupte pentru ele, dacă își doresc ceva cu adevărat, să nu se lase niciodată până nu obțin lucrul respectiv. Că și eu am fost tânără și cu speranțe și
Mi-am dorit atât de mult încât am făcut să fie realitate și sunt sigură că oricine poate să facă lucrul ăsta dacă își dorește cu adevărat și muncește, pentru că nu poate să-ți cadă din cer nimic dacă nu muncești pentru lucrul respectiv. Și cam atât. Îți mulțumesc că m-ai primit la tine în mașinuță. Îți mulțumesc că ai venit. Iar acum, după aceste minunate cuvinte care încheie acest vlog minunat, să nu uitați, vă rog frumos, să nu uitați, vă rog frumos, să lăsați un subscribe, să lăsați un like dacă v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați că puteți să ne urmăriți și suntem acolo peste tot, pe toate rețelele de socializare. Să urmăriți pe Lorena pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, pe Facebook, pe peste tot. Și mai nou, să știți că o să o vedeți foarte mult și la televizor, în emisiuni. Și nu uitați, vă rog, și de mine. Tot acolo mă găsiți. Și în rest, vă pupăm. Vă oferim multă energie pozitivă. Ia de aici, tu acolo. Ne vedem data viitoare. Vă pupăm și ce voiam să mai... Multă sănătate. Foarte frumos. Foarte drăguț. Pa, pa.